Șase pugiliste de la CSM Slatina s-au deplasat săptămâna trecută la Buzău, unde au luat parte la o acțiune de selecție pentru lotul național de junioare, tineret și senioare. Sportivele titrate Luminița Turcin și Radu Florina nu au avut adversare la categoria lor de vârstă. De asemenea, și Cristina Zorlescu, Mihaela Gheorghe și Camelia Fieraru au avut o comportare de excepție în ring la tineret. Sportivele care vor avea la anul primul an de junioare au avut voie să boxeze din acest an, fiind ultima competiție, și dacă cele care n-au avut voie să boxeze în acest an au boxat acum la selecție, cele de la junioare care au fost ultimul an au boxat pentru categoria de vârstă tineret și trebuia să ne facem un lot lărgit pentru a ști cu ce fete plecăm la drum în anul 2016. Antrenorul Constantin Gălbenușe de la CSM Slatina le-a fixat deja câteva obiective elevelor sale pentru anul 2016. Avem fete cu potențial și sperăm ca la anul, dacă vom reuși să mergem la competițiile internaționale, să reușim să aducem un rezultat foarte bun. În 2015, CSM Slatina a avut 7 pugiliste în finala campionatelor naționale de box feminin. Dintre acestea, 6 fete au devenit campioane naționale, iar una vicecampioană.